Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. Continuă pregătirile pentru echipele românești înaintea restartului din Superliga. Avem echipe care se pregătesc, foarte multe echipe care se pregătesc în Turcia. Am văzut acolo multe informații luate de la colegii noștri Vlad Nedelea și reporterii care mai sunt acolo în cantonamentele echipelor noastre. Sunt și echipe care sunt în țară, printre ele și Farul Constanța. Ușor, ușor ne apropiem săptămâna viitoare. Weekendul viitor va fi destinat revenirii meciurilor din Superliga. O să vedem cum vor arăta echipele românești după această pauză și cum va arăta și campionatul nostru. Vedem și situația de la Ligă, de la Federație. S-au trezit brusc oamenii de acolo și sunt supărați pe ce se întâmplă la nivel de antrenori. Licențele astea ne dau în continuare bătăi de cap, așa cum are și Gazeta Sportului pe prima pagină. Astăzi Pintili i-a trezit pe cei de la FRF și s-au mai uitat așa după situația de la FCSB, care a plecat fără antrenor principal în cantonament. S-au mai trezit și au văzut că în această situație se află și Marius Culituru și probabil că mai sunt sau au mai fost antrenori care au practicat fără licență. O să discutăm despre aceste lucruri, o să atingem așa puțin și actualitatea, dar o să mergem și în zona de povești, pentru că în această dimineață l-am alături de mine pe fostul fotbalist Ionuț Târnăcop. Salutare, Ionuț, ce mai faci? Bună dimineața, bine! Zi-mi cum ești, cum e dimineața pentru tine? Ai spus că e aglomerată înainte să vii. Ai început-o ca orice bucureștean sau, mă rog, ca orice om care lucrează în București, trebuie să vină pe aici. Te-ai izbit de aglomerația asta. Zi-mi cum ești tu, ce ai mai făcut în ultima perioadă? Eu sunt foarte bine. De când nu am mai jucat fotbal, nu am mai cochetat cu sportul. Bun, tu te-ai retras în 2016 sau 2015? Da, am avut o accidentare. După ce am plecat de la Craiova, mi-am rupt tendonul lui Ahile și m-am operat. Trebuia să stau foarte mult timp și am stat și am analizat puțin situația și am considerat că e mai bine să mă opresc. Bun, asta e o decizie importantă luată, dar o să le luăm așa cumva pe rând. Tu ai început cumva cariera asta de profesionist la sport, tu ai simțit atunci meciurile din Liga a doua, meciurile din prima ligă, apoi ai ajuns și la Cluj, echipă cu mult mai mult suporteri față de Gașca Nebună, apoi ai prins și CSU Craiova fix atunci, mă rog, în perioada de început a clubului, cu rivalitatea din oraș și cu schimbările astea. O să le luăm cumva așa pe rând, dar o să am o întrebare foarte inteligentă pentru începutul emisiunii, pentru că am văzut o știre atunci când am mai documentat emisiunea și m-am uitat, era un titlu foarte bun: Craiova a scăpat sau a renunțat ceva la arme. Erau rezilierile de contractare lui Brigeac și Târnăcop. Zim, cum a fost cu numele tău în fotbalul nostru? Dacă ai avut parte de glume bune sau de glume mai puțin bune care te-au mai enervat așa? Am avut, doar nu așa de rău. Ah, okay. Au fost momente în care se mai făceau niște glume, dar fiind între noi acolo în vestiar, sunt normale. Erau acceptate, nu ești un tip supărăcios. Nu, erau acceptate și erau normale. Bun. Pentru că și noi, la rândul nostru, fiind într-un vestiar, fiecare avea cumva timpul lui mai sensibil, exact, unul cu numele, exact, unul cu alte lucruri. Da. Hai să le luăm așa pe rând. Zim, cum a fost începutul? Scuză-mă că te întrerup, că ai spus cu rezilierea că s-a scris. Nu, ei au renunțat la mine, a fost decizia mea și eu m-am dus acolo. De Craiova, de referat. Da, dar când vrei vom discuta. O să ajungem și acolo, că o să vreau să le luăm așa pe rând, pentru că sunt convins că ai de la fiecare echipă pe la care ai trecut niște povești bune de spus, unele mai puțin plăcute, dar unele și amuzante, pentru că Mihai Puică, o carieră de fotbalist, are cam din toate momentele și bune și rele. Zi-mi cum a fost începutul tău. Tu ești născut în Turnu Măgurele, dar cumva ai început, așa cum am spus, aici la București să simți ideea de fotbalist la sportul. Cum a fost începutul tău? Am venit de la Turnu Măgurele, am venit la școala de fotbal a lui Marius Lăcătuș. Am petrecut acolo un an de zile, de acolo m-a luat la echipa națională, la Under 18. Am avut un meci amical aici și atunci m-a văzut domnul Dan Petrescu și m-a luat dânsul la sportul studențesc. Bun. Ai prins o parte din Gașca Nebună reală, să spunem așa. Întotdeauna erau generații bune acolo la sportul, până să se strige de tot coșmelia, ca să spunem așa. Și Manun, patron excentric, ca să folosim un cuvânt. Cum a fost relația ta cu el?
Nu știu, v-ați înțeles bine, nu v-ați înțeles bine, a fost un patron bun pentru tine sau, nu știu, ai rămas așa cu niște lucruri din spate nu tocmai plăcut? La început a fost totul foarte bine. Când a fost domnul Dan Petrescu, era totul la zi și salarii și absolut tot. Apoi, pe parcurs, s-au stricat lucrurile. Și legat de mine, ce pot să spun? A fost o perioadă foarte, foarte grea în relația cu dânsul, pentru că nu am primit eu. Am renunțat la aproape 2 ani de zile ca să pot pleca de acolo, nu am primit niciun ban. Niciun ban cât ai fost... Adică niciun ban. Aveam de luat salarii pe 2 ani de zile și ne mai chema la dânsul de când în când. Trebuia să sunăm de 20-30 de ori să confirmăm că nu avem niciun ban și ne mai dădea 200 de lei, 500 de lei la o lună, două. Deci cam așa erau plățile, în condițiile în care contractele, așa cu aproximație, în acte, cât erau? Ca să da, dar nu eram decât eu în situația asta, eram toți. Adică cu asta era modul de lucru. Da, cu majoritatea proceda la fel. Plus că erau colegi care veneau la semafor, se întâlneau cu eu la semafor și primeau bani. Ca să mergem la sediu, la sportul studențesc. Așa. Trebuia să așteptăm câte 4-5 ore ca să putem să stăm de vorbă. Se ajungea foarte greu, înseamnă. Se ajungea foarte greu și orice îți puneai în cap ca să vorbești cu el atunci, când ajungeai acolo, avea o psihologie și umbla în mintea noastră pur și simplu. Plecam de acolo cu zâmbetul pe buze, spuneai că suntem cu salariile la zi. Și eventual ajungeam acasă și vedeam că în buzunar nu avem niciun ban. Și apoi îți venea iar să mai faci o programare, că în aceea acasă vreau era să... Era greu să mai faci a doua programare. Dar ce vă făcea atunci? Cum, că ai spus că stătea foarte bine pe discurs, cum reușea să vă convingă? E clar că e o artă și asta, să poți să convingi niște oameni care nu sunt plătiți, că de fapt sunt plătiți și că e bună situația. Cum reușea? Nu știu, adică erau promisiuni, nu știu. Da, ne spunea, ce să faceți voi cu banii? Lăsați că mai bine stă la mine, că sunt ca la bancă. Mai bine stau la mine strânși și după aia când am ocazia să vi dau, iei pe toți odată și faci ceva cu ei, că dacă ți-i dau ție, tu îi cheltui. Și îi dădeai dreptate atunci în momentul. Da, dar nu mi-a spus ce bancă este, cred că era Caritas. Da, o bancă, s-au pierdut, a fost o bancă, da, care că s-au pierdut, că s-au pierdut toți banii. Da, a fost o perioadă foarte, foarte grea. Noroc am avut un grup foarte unit noi la sportul studențesc și ne ajutam unii pe alții, plus... din foștii noștri colegi care se transferau la alte echipe. Nu vă uitau cumva, adică știau cumva ce se întâmplă. Ne tot în același grup eram, tot cu noi veneau în grup și ne ajutau, cum a fost Ibi Bălan, cum a fost Dacian Varga. A ce făceau concret? Adică, uite, asta e interesant de știut, pentru că nu sunt multe cazurile astea în care un jucător care pleacă de la o echipă unde sunt probleme financiare se transferă la mai bine, cum e replica asta în fotbalul românesc, iar apoi să mai întoarcă niște lucruri către voi. Bănuiesc că era un ajutor direct financiar, nu? Da, 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 și financiar și tot ce aveam nevoie, adică erau lângă noi. Eu, în perioada respectivă, eram foarte bun prieten. Umblam foarte mult cu Dacian Varga și pe mine personal m-a ajutat foarte mult în acea perioadă. Bun, mai ești prieten acum, apropo, cu Dacian Varga? S-au mai păstrat... Mă gândesc cum se pot strica sau răci relațiile astea dacă erați atunci foarte apropiați și vă ajutați la nevoie? Nu, am spus că eram atunci pentru că eram zi de zi. Acum, cum drumurile s-au separat, ne întâlnim mai des și... Dar relațiile sunt la fel. Sunt bune, adică nu s-a întâmplat nimic să se, se strice, să se fisureze. Am mai fost în această săptămână la emisiunea aici la GSP Live la Costin Ștucan și Raul Ciupe. Îmi spuneai tu că așa cumva la interior, acolo, la voi, în grupurile voastre, Șiman a fost cumva poate deranjat de lucruri care s-au spus în acea emisiune și dar vreau să ne povestești tu mai mult despre lucrurile astea, evident, dacă vrei. Da, 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 sigur. Am luat legătura cu Ciupe și mi-a spus că a fost aici la emisiune și am spus că o să vin și eu. Și mi-a spus că tocmai bine, atunci să ne dea pe amândoi în judecată. Păi, ok, hai să spunem pe Ciupe. Okay. Mi-a spus că a luat legătura, l-a sunat domnul Șiman și a zis că o să-l dea în judecată pentru defăimare. Pentru că
dânsul nu avea nicio legătură cu sportul studențesc, dânsul decât împrumuta bani sportului studențesc. Până acum pe tine n-are de ce să te dăm judecată, că tu l-ai lăudat, ai spus că e extraordinar pe psihologie și pe a vorbi cu oamenii, senzațional. La... Te văd așa că te abții un pic, fierbi un pic pe interior, ai vrea să spui niște lucruri. Da, sunt niște amintiri foarte urâte, pentru că și înainte să plec de acolo stăteam, avea o canapea, o țin minte și acum la sediu. Cred că asta mai mult în canapeaua respectivă decât am stat acasă în ultimele două luni. Tot ca în... să pot să aștept să iau legătura cu dânsul, să vorbesc. Și până la urmă, când am plecat, am renunțat la toți banii care i-aveam de luat, numai să pot să plec de acolo. Atunci ai luat până la urmă, uitându-te așa în spate, un salariu complet de la sportul? Da, da, da. A fost perioada de la început, în care lună de lună erau salariile la zi. Bun, uite, și atunci ne întoarcem și la ideea asta de un antrenor care vine și pune anumite condiții clare și cumva profită și jucătorii de normalitatea asta din fotbalul românesc. Probabil că Dan Petrescu altfel n-ar fi venit să începă să lucreze acolo cu voi dacă nu i s-ar fi asigurat și condițiile. Da, au fost niște întâmplări cu domnul Șiman în care îl sunam, au fost sărbătorile, de asta spun că mi-au rămas așa și nu le poți uita. Erau sărbătorile și l-am sunat ca să ne dea și nou, să-mi dea mie personal niște bani pentru sărbători. Așa. Eram cu mașina și am zis că n-am bani să-mi bag motorină ca să ajung acasă. Și mi-a spus, păi, n-am bani, dar te învăț un lucru, ce să faci? Du-te și bagă motorină și fugi. E greu să mai zici ceva acum când vezi, pentru că tu ne spui niște lucruri de culise, greu de digerat așa și de înțeles și cumva noi vedeam altă imagine la televizor cu un patron care venea, mă rog, și se răsfăța sau, mă rog, se arăta destul de puternic pentru vremurile respective. Bănuiesc că ăsta nu era cel mai bun sfat pe care ar putea să le dea unui tânăr fotbalist. Vă dați seama că nu vorbea serios. Nu vorbea serios, dar ok, ideea tot era o idee, cumva peste picior. Era sărac un masior, Cornel, îl chema și îl cheamă, bă, că nu a pățit nimic. Și avea o problemă gravă cu mama lui de sănătate, trebuia să ia tratamentul lună de lună. Și eram acolo mai mulți colegi și s-a dus să-i ceară niște bani pentru tratament. Și s-a controlat în buzunar vreo două minute și a zis, bă, am 2 milioane, toți banii, îi împărțim frățește, ia tu 1 milion și eu 1 milion. Asta spun, uite, vezi, sunt niște lucruri grele așa, dar de ce crezi că făcea asta totuși? Doar pentru că, nu știu, voi erați niște jucători tineri și era mai ușor să vă țin așa în stilul ăsta sau... Nu știu, așa era stilul lui de a conduce lucrurile. De ce crezi tu acum, uitându-te avea în spate? Avea control asupra mai multor lucruri, avea relațiile la timpul respectiv care îi permiteau să facă lucrurile acestea și era conștient că de la sportul nu puteai să pleci când vrei tu. Contract cu sportul studențesc, dacă ai semnat astăzi, aveai contract cu sportul studențesc până când vroia sportul studențesc. Nu, sunt și chiar dacă de... se termina contractul respectiv, tu încă ce mai semnase, aveai 5, 6, 7 tu aveai ani. Contract cât vroia sportul studențesc să ai contract. Dar voi așa le semnați? Adică semnați mai multe acte, cum se mai întâmplă acum și pe la FCSB? Un act, primul act înregistrat pe un an, doi ani, apoi următorul neînregistrat încă pe 4-5 ani. Așa era și atunci în perioada asta, mai semnați unul și apoi mai erau și altele în spate? Sau cum puteau să ajungă anii ăștia în plus? Dacă mă întrebați pe mine, nu știu. Noi știam că aveam semnat pe, cum a spus și Ciupe, pe 5 ani, că așa semnai că ajungeai. Pe 5. Și apoi nu știai pe câți ai. Nu poate știi. Se prelungea automat. Poate era așa un lucru care se prelungește automat. Da, este posibil. Este posibil. Nu știu ce să zic. Mai erau niște colegi, țin minte că mi-am adus aminte acum, eram în vestiar, dar asta era. Noi la sportul a fost cel mai frumos vestiar din toate echipele pe unde am fost și din ce am auzit. Aveam un grup foarte unit și treceam peste problemele astea cu banii pentru că făceam glume între noi. Era o stare foarte bună în vestiar, plus că ne ajutam unii pe alții, nu conta că unul are astăzi, unul nu are, eram cu toții peste tot.
chiar și în momentul de față, înaintea sărbătorilor, avem un grup al echipei și în fiecare an ne strângem, facem un grătar. Și mai... Și credeam că spui acum și mergem pe canapea acolo la Siman și mai vorbim. Nici nu știu dacă mai este canapeaua respectivă, dar... Sigur trebuie să fie undeva, dacă ăla era punctul, poate că de acolo plecau toate lucrurile. Dar mi-a rămas acolo în minte canapeaua respectivă, știu cum arată și acum. Dacă pui 10 canapele aici, ți-o arăt pe aceea cu siguranță. O recunoști. Da. Până la urmă, cum vezi experiența de la Sportul? Te-a ajutat cumva, măcar din punct de vedere al fotbalistului care urma să fii? Sau o vezi ceva rău pentru că au fost problemele astea cu banii și tratamentul ăsta de la Vasile Siman care te-a afectat și vezi mai rău așa, o vezi mai rău așa perioada? Perioada de la început m-a ajutat foarte mult pentru că Sportul studențesc în perioada respectivă era o rampă de lansare pentru tineri și... Nu ajungea... lansare, dar nu putea să mai săriți, că erați vorbim cu contractele alea. Vorbim de prima perioadă, când am ajuns eu, în 2005. Era o rampă de lansare și era o echipă foarte bună, țin minte și acum era și rușine ca să intru în vestiar în prima zi când am ajuns acolo. Erau 10 jucători care erau în circuitul echipei naționale. Apoi nu am putut să fac pasul mai departe, adică nu m-a lăsat să pot să merg mai departe. Avea influența asta și asupra unora antrenori. Dar tu ai avut cumva și în perioada aceea, nu știu, și oferte să pleci, pentru că am văzut ce spunea Raul Ciupe și el avea cumva așa niște oferte la vremea respectivă și capitanul vostru de echipă. Dar cumva ele erau demontate pe parcurs. La fel se proceda și la tine? Adică știai că, nu știu, ar vrea vreo echipă să, da, am avut, să te transfere am avut, și la fel ai fost blocat? Da, am avut discuții cu Petrolul, mă sunase în perioada respectivă. Doar că te lasă să vorbești până unde ce vrei tu ca să vadă că el dorește lucrul acesta și apoi spunea că nu se mai poate. Că n-au mai vrut cei de la Petrolul, dar ei pe mine mă sunaseră și apoi, după ce mi-a spus dânsul, și mi-a spus că nu a mai vrut Siman. Dar eu stau și mă întreb, poate tu știi mai bine, care erau motivele pentru care voi plecați atât de greu de acolo? Voi ai efectiv bani foarte mulți pe voi sau avea stilul ăsta de, nu știu, a se răzgândi, nu ieșeau niciodată negocierile și celelalte cluburi poate se mai tisau sau se enervau, pentru că oferte erau mereu pentru voi. Acum nu-mi dau seama dacă nu plecați pentru că se cereau bani foarte mulți pentru vremea respectivă sau dacă, nu știu, erau alte lucruri la mijloc care nu funcționau. Poate voiau să-și facă o echipă puternică, să câștige mereu titlul și de-aia nu vă lăsați să plecați. Da, nu știu, erau... Cred că cel mai bine poate să răspundă dânsul ce gândea eu, habar nu am pe mine, chiar nu mai știu ce să cred. Nu știu ce să răspund la asta. Doar că avea psihologia asta, orice problemă aveai și orice îi spuneai, când ajungeai acolo, plecai liniștit ca și cum aveai totul. Plecai râzând, plecai zâmbind. Dar n-aveai cu ce să bași motorie. Eu da, în perioada respectivă. Și a fost o situație cu trei colegi, nu vreau să le dau numele. Așa. Tot așa aveau restanțe foarte mari, de fapt toți aveam. Și i-a trimis odată să vadă niște apartamente și a zis, am să vă dau banii ăștia. Duceți-vă, vedeți, în prelungirea Ghencea erau atunci, face cineva niște apartamente, vă duceți și vă alegeți cât un apartament de acolo. În contul banilor pe da. Care aveam să vi le dau. S-au dus colegii mei acolo, au vizionat și deja la un moment dat, între ei, venise și o discuție pe tema asta, care cum să ia apartamentul. Era un apartament mai bine poziționat. Și atunci discuții, eu îl vreau pe ăla, bă, dar de ce le-i tu pe ăla, lasă-mi mie pe ăla. Și până la urmă nu s-a concretizat nimic. Doar să te scoată puțin pe tine. Când te vedea foarte nervos, îți dădea o momeală puțin ceva. Îți dădea ceva. O momeală din asta pistă. Și te mai ducea câteva luni cu lucrul acesta. Poate da, lucruri foarte... Deja se gândeau la mobilier, era altceva, știi, mai uitai puțin de probleme. Asta ce s-ar potrivi aici, canapeaua aia, apropo, rămânând așa mereu în zona de canapea. Bun, până la urmă ai reușit să închizi contractul cu Sportul, ai spus că ai renunțat la da. Banii pe care trebuia să-i mai încasezi.
nu că ai fi încasat chiar așa puternic, dar până la urmă ai găsit o înțelegere ca să rupi contractul. Te-ai simțit eliberat atunci? Ai văzut-o așa ca pe o victorie, că ai plecat de acolo, că ai închis raporturile cu sportul? Da, bineînțeles, doar că trecuseră niște ani care pe mine m-au ținut pe loc. Cât ai stat tu? Anii răi, să spunem așa, anii grei. Perioada grea cred că a început după 2009, ceva de genul 2010 am stat. Și tu ai stat, din ce văd eu aici, până undeva prin 2013 ai... Cam așa, vreo 3 ani de zile au fost răi. Au fost cu promisiuni și cu multe ore de psihologice din astea care n-au funcționat prea bine. Da, păi am jucat cu Steaua la noi în regie, am făcut 0-0 și am ajuns acasă, stătea la mine atunci, aveam o garsonieră închiriată și stătea și Secăreanu, fundașul central. Pe el îl dătuse afară că nu plătise chiria și l-am luat la mine. Stătea la mine. Tu încă o plăteai. O mai plăteam, nu că o mai plăteam, pe mine m-a lăsat mai mult să mai stau. Au fost înțelegători. Și am ajuns acasă și aveam amândoi 5 lei și 2 în frigider. Și ne gândeam, uite, am apărut la televizor, jucam fotbal. Și noi am ajuns acasă și avem 5 lei în buzunar și 2 în frigider. Și l-am sunat pe domnul Șima. Dom'le, uite situația ce avem. Vă învăț eu ce să faceți. Duceți-vă, luați-vă o pungă de orez, o fierbeți, puneți alea 2 ouă și mâncați. Și v-ați sătura. Oricum sunteți grași. Asta după un rezultat bun cu Steaua. Da, oricum sunteți grași și trebuie să mai slăbiți. Și ne-a închis gura. Dar cinic așa cumva discursul, adică până la un punct, ok, merge să le așa, dar destul de cinic. Când tu ai doar 5 lei și 2 în frigider, e destul de complicat să îți vorbească așa patronul. Nu știu, cum te mai duci de următoare la antrenament? Aveam noroc, v-am spus, aveam noroc pentru că ne plăcea ceea ce făceam și era grupul foarte unit și ieșeam. Când ajungeam la stadion, în grupul respectiv, ieșeam din toate problemele astea. Cumva grupul reușea atunci să vă ține pe linia de plutire, voi între voi reușea exact, să vă motivați cumva ca să nu se aleagă de total praf. Da. Bănuiesc că la acea remiză, cel puțin acolo în vestiar, aveați promise probabil niște sume de bani, nu? La 0-0 cu Steaua, mă gândesc că puteau să apară niște sume, ok, pe care nu le primeați, dar măcar așa ca idee să sune bine. Dar nu mai credeam în lucrurile respective. Noi nu aveam primit salariul, ne gândeam că primim prima. Adică... Nu știu, poate primele mai veneau. Pentru voi erau, și glumind acum amar, pentru voi erau bune și ceva în sistem de barter, poate, dacă nu neapărat bani, dar uite, niște produse să te simți acolo, că era destul de complicat. Era bun orice, doar că nu a fost nimic. Bun. Acum, nu știu ce să zic, dacă ești pregătit de proces sau nu, dar asta e, a fost lucruri pe care, mă rog, tu le-ai trăit acolo sau voi le-ați trăit, lucruri destul de dureroase din ce Ce proces, din moment, eu spun lucruri care mie mi s-au întâmplat. Ai simțit cumva, pe asta plecasem cu discuția, dacă ai simțit așa ca o, nu știu, descătușare în momentul în care ai plecat, ok, ai reziliat contractul, n-ai avut un club poate neapărat imediat sau să spui că am plecat undeva, nu știu, la Steaua sau la o echipă direct de prima ligă, dar măcar dacă ai simțit descătușarea asta că totuși s-a încheiat o perioadă care nu mai era deja de mult timp bună pentru tine. Da, s-a încheiat o perioadă și vroiam să joc fotbal pentru că asta am făcut de la 8 ani și asta mi-a plăcut. Și am plecat apoi la FC Bihor, în Liga a doua. Așa. Am stat 6 luni de zile și de acolo am plecat la Ucluj. Cum a fost reacomodarea asta cu fotbal în zona de Liga a doua la FC Bihor? A fost bine pentru tine să intri cumva, bănuiesc, într-un nou ritm, într-un nou colectiv? Să reintru în circuit, practic, pentru că aveam pauză foarte, foarte multă. Acolo ai și primit și ceva bani și ceva salarii sau ai nimerit iarăși? Nu, că nu, sunt nu, mulți nu. Fotbaliști care au, nu știu, ghinionul sau cum vrei să-i spunem, și în perioada asta, în prezent, în care merg din echipă în echipă,
și nu sunt plătiți, adică îi pleacă de la o echipă cu datorii, renunță la salariile alea, se duc la o altă echipă și acolo aceeași problemă. De asta întrebam dacă nu, măcar acolo, ai vrut cumva să mergem într-o zonă. Nu, au fost foarte corecți, era domnul Vizer, patron, și antrenor era Claudiu Niculescu. Și iarăși cumva o garanție și acolo, niște nume mai importante implicate, cumva lucrurile se respectă. Da, 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 domnul Claudiu Niculescu se zbătea pentru tot ce aveam de primit, mergea personal la domnul Vizir și trăgea pentru jucători să le fie rezolvate probleme. Dar n-am avut probleme cu banii la FC Bihor. Bun, și apoi a urmat din nou revenirea cumva în prim plan, să spunem așa, în prim planul fotbalului românesc, cu transferul la Ucluj, o echipă de tradiție, cu mulți suporteri, cei mai mulți suporteri din Cluj, evident, echipa principală, așa să spunem, a orașului, deși CFR Cluj urma să devină echipa mai importantă din punct de vedere al performanței, dar Ucluj e echipa mai iubită. Cum a fost acolo să ajungi la o echipă cu mulți suporteri, cu un alt tip de presiune față de ce era la Sportul, să spunem, mă refer strict la ideea de tribun. A fost o perioadă foarte bună la Ucluj și oamenii foarte ok până într-un punct. Ajungem și la punctul ăla, putem să începem cu partea da, bună. Da, 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 de asta am spus. Vorbesc de partea bună acum. Și acolo am întâlnit niște foști colegi, cred că erau în perioada respectivă 5 sau 6 de la Sportul Studențesc, eram la Ucluj. Și am avut o perioadă foarte bună și acolo. Era domnul Ganea, antrenor. Apoi a venit domnul Teja în anul următor. Bun, relația cu ei a fost la fel? Cu ambii antrenori te-ai înțeles bine sau nu știu? Da, 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 cu ambii antrenori m-am înțeles foarte bine, n-am avut niciun fel de problemă. Cu domnul Teja țin legătura și acum. Uite, apropo, facem o scurtă paranteză, știi, ca să amânăm momentul ăla până la un anumit moment, exact, mai să amânăm momentul ăla în care s-au schimbat lucrurile și la Cluj. Zi-mi, s-a spus ca o paranteză, care au fost antrenorii care te-au marcat așa? Uite, spui că cu Mihai Teja păstrezi și acum legătura. Nu știu, cu cine ai simțit că ai mai lucrat bine și poate dacă relația voastră ar fi durat cumva mai mult, reușeai să ajungi și un fotbalist și mai bun, chiar de la cine crezi că... Cu siguranță, dacă rămânea domnul Dan Petrescu atunci la Sportul Studențesc, progresam foarte mult, pentru că... Era și început de carieră și... M-a adus, da, și îi plăcea foarte mult de mine și... Doar că am mai stat câteva luni și apoi a plecat la... Vizla Cracovia, cred. Domnul Cârțu, domnul Sânduic, erau ambii... Ai prins tandemul, da? Da, 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 da. De la Craiova. Antrenori care m-au ajutat foarte mult în... Așa ai prins niște nume importante, și de echipe și de antrenori. Acum, dacă te apucai să faci fotbal, puteai să prinzi și niște antrenori care erau mai mult fost fotbaliști. Uite, vezi, sunt o grămadă de probleme. Da, am prins între erele astea. Când am ajuns la Sportul, era perioada în care se vrea foarte mult performanță și se bazau pe bătrâni. Apoi, când am devenit puțin mai bătrân, am prins perioada de început în care vreau să promoveze tineri. Și am fost oarecum într-o... Da, știi cum e, cred că depinde până la urmă și de antrenor sau de o filozofie așa mai degrabă a clubului. Pentru că, uite, Dan Petrescu, într-o perioadă în care FCSB merge cu tineri și are un model de business echipa lui Gigi Becali, Dan Petrescu la CFR Cluj merge pe alt stil, pe jucători în vârstă, de dovadă Hoban, Deac și Camora și mulți alții încă mai joacă acolo, deși... au mulți, mulți ani. Cred că au mai mulți ani decât tine. Petrescu am rămas impresionat de filozofia dânsului exact de când am ajuns acolo, pentru că... Dar era de atunci așa, că tu acum poți să-ți faci o idee de cum era el încă de la început. Era și tu la început ca fotbalist, era și el la început din punct de vedere al antrenoratului. La cum îl vezi acum, îl vezi aceeași persoană care a mers pe aceeași direcție sau s-a mai schimbat? Nu, știu, poate nu era este mai... aceeași persoană și pentru mine nu este de mirare performanțele pe care le-a făcut dânsul, pentru că l-am cunoscut și la dânsul nu există vedetă în echipă sau nu există să țină pe cineva în brațe, cu toată lumea se comportă la fel.
Și asta îi dă jucătorului și celui mai tânăr și la toată lumea îți dă motivația aia că poți să reușești. Pentru că la Dan Petrescu, dacă nu te antrenezi, cum este ciclul săptămânal de luni până vineri, nu joci sâmbătă niciodată. Indiferent dacă indiferent sâmbătă trecută ai fi jucat bine. Indiferent dacă ai 100 de meciuri la echipa națională și ești capitanul echipei naționale, la dânsul, dacă nu ai pregătirea de luni până vineri, nu joci. Și nu conta cum te numești și așa trata fiecare jucător. Avea încă din perioada asta, apropo, așa ca detaliu mai colorat, să spunem așa, era de atunci cu superstițiile astea, pentru că de-a lungul timpului mulți jucători sau mulți oameni care au lucrat spuneau că pe lângă un tip foarte serios la muncă, ești un tip superstițios. Mi-aduc aminte povestea aceea cu, de pe la Unirea Urziceni cu Galamas, cred, nu mai știu, cred că Galamas era când îi puseseră să se mai miște pe bancă pentru că nu mergea bine treaba în timpul meciului. Era așa și acolo, simțeai avea niște tabieturi din astea sau niște superstiții? Da, nu puteai. La dânsul trebuia să te pregătești 100%. Și când făceam 5 contra 2, mai ales dacă apucai în careul respectiv cu dânsul, spuneai că ai făcut 3 antrenamente. Restul, care nu apucam în careul dânsului, dacă se termina 5 contra 2 și nu erai murdar pe șor sau pe tricou, te înjura... Aveai o problemă. Te înjura o jumătate de oră. De multe ori ne aruncam, mingea era în stânga și noi ne aruncam în dreapta numai să ne murdărim, că știam ce urmează. Știi ce urmează. Sau la miuță, dacă apucai cu dânsul în echipă și nu dădeai totul, era un tip care nu vroia să pierdă, nu exista să pierdă. Uite, tu ai spus de faptul că vă mai înjura, aici sunt două înjura, tipuri. E mult spus. Nu, dar vreau să te întreb ceva, că sunt două tipuri de, și de oameni și de fotbaliști. Fotbaliști care n-au o problemă cu un antrenor care e mai dur în limbaj, să spunem așa, și fotbaliști cumva mai sensibili, care vor să li se vorbească într-un anumit fel. Tu cum crezi că e ok pentru fotbalistul român, mă gândesc așa, crezi că... E nevoie de un limbaj mai puternic sau de o mână de fier, cum se spune? Sau se poate face treabă și cu vorbă mai bună, nu neapărat cu mers în zona asta de înjurături? Pentru că se practicau, simt că se mai practică. Dan Petrescu a fost și în centrul mai multor scandaluri recent, când pe Manea, de exemplu, era filmat că îl mai înjura pe margine, adică încă mai are de prindere. Da, este genul de antrenor care... este mai euforic. Pe moment îți spune lucrurile respective, apoi după ce se termină meciul, vine și te ia deoparte și îți explică, adică nu e un timp... Nu rămâne cu o ranchiună așa, sau cu o răutate. Nu. Știe să te și certe în momentul respectiv, știe să te și aducă pe linia de plutire, pentru că era conștient însu că de jucători depinde și apoi nu poți să îl lași să decadă. Dar cum s-a mulat el, apropo, vezi, uite, revenim la perioada de sport, dar vorbim despre lucrurile bune, cum s-a mulat Dan Petrescu pe o echipă în care erați destul de mulți jucători și tineri, și în zona asta de regie, cu multe cluburi, cu distracție, el fiind un antrenor foarte strict, a știut dânsul să se impună. Îi impunea respect numai prin prezența dânsului. Când intra în vestiar, nu prea venea să mai ieși la cu fără știrea lui? Nu venea să mai ieși. Sau... Eram bine, eu eram la început, eram copil. Erau cluburi acolo în regie. Țin minte că se întâmplase... Era perioada de glorie cu regie. Se întâmplase cu niște colegi atunci o situație. Și când îl vedeai că intră cu ziarul aici, 100% se întâmplase ceva. Stai că s-a întâmplat și urmează o știre ceva. Urmează potop. Dar v-am spus, nu era un timp era închiunos și foarte, foarte bun ca și antrenor. Bun, hai să revenim la Cluj. Ai spus că toate lucrurile au fost bune până la un anumit punct. Pe final s-au schimbat lucrurile. Bănuiesc că are legătură tot cu parte financiară, nu? Tot de acolo au pornit niște da, probleme. Da. Cum a fost? Care a fost situația și cum te-ai despărțit? Mai ales că erai un jucător important, un om care juca, nu erai un jucător de lot, erai un om important. Da, a fost o întâmplare în al doilea an. Aveam clauză trecută în contract 30.000 de euro dacă ne salvăm de la retrogradare. Așa. Era venise președinte Vlad Munteanu. S-a terminat campionatul, noi ne-am salvat de la retrogradare. Și ne-a chemat în vacanță. Din vacanță ne-a chemat pe fiecare în parte.
club, la ședințe, la discuții. Nu la club, eram în București. Ne-a chemat dânsul la el acasă să, să vorbească cu noi. Eu vă spun ce a vorbit cu mine personal. Evident, da. Mi-a zis că clubul nu are bani, trece pentru o perioadă mai grea și să renunțăm la niște bani din, nu la toată suma, să renunțăm la o parte din bani din prima de salvare ca să putem să mergem înainte. Am semnat prelungirea contractului și atunci eu am spus, dacă el mi-a spus că și restul jucătorilor acceptă lucrul acesta și n-am vrut eu să fiu oaia neagră. Am zis, ok, dacă restul acceptă fiind un grup și suntem cu toți acolo, mi se pare normal ca și eu să fac lucrul acesta. Cu toate că ce era în contract mi se cuvenea. Am fost de acord, doar că atunci când ne-am întors din vacanță, așa, și era prima săptămână, credea. Da, să revin puțin. I-am spus dânsului, ok, eu accept să renunț la o parte din bani, dar dacă ajung la Cluj și aud că unui alt jucător din echipă i-ai dat cu un euro mai mult, îmi vreau toți banii înapoi. Pentru că mi se pare normal. Eram un jucător care jucasem aproape toate meciurile și am ajutat la salvarea echipei. Am acceptat pentru că și restul acceptau aceea sumă. Dar dacă cineva primea mai mult, era normal eu jucând, dacă eram unul care nu jucasem, jucasem două meciuri din 20, atunci... Nu puteai să emiști nici pretenții, dar... Corect. Am ajuns la Cluj, în vestiar și vorbeam cu colegi. Mă, te-a sunat și pe tine, da, și ție cât ți-a dat? Păi din 30.000 mie mi-a luat 5.000, unul 7.000, unul 10.000 de lei. Nu prea se mai pau sumele, nu era aceeași. Da, și atunci l-am sunat. Și am zis, bă, Vlad, am stabilit un lucru. Plus că era un președinte care nu ieșise de foarte mult timp din activitatea de jucător. Da. Și am zis, aveam pretenții de la tine pentru că și tu ai trăit momente, vii din iarbă și tu, și mă așteptam ca să fii corect, pentru că eu ce încredere pot să mai am eu în tine apoi? Mi-ai promis, mi-ai jurat că nimeni nu va face nimic? Și a zis, ce să fac eu? Și am zis, păi n-avea ce să faci, am avut pretenția de la tine, pentru că mergea cu noi la club. Când aveam timp liber și ieșeam în oraș, mergea cu noi în oraș. Era foarte apropiat de noi. Și a zis, nu strica, pentru că ceea ce ai făcut tu acum, bagi râcă și între jucători și strici atmosfera. Și plus de asta, eu ți-am spus că dacă cineva primește mai mult, eu plec. Ori îmi dai toți banii, ori dacă nu, semnăm a doua zi și plec. Și cum s-a terminat discuția? Mi-a dat actele, am rămas să iau suma respectivă care trebuia să o iau, am primit suma respectivă și într-un fel a fost mai bine, pentru că restul colegilor mei și dacă semnaseră foaia respectivă, apoi clubul a intrat în insolvență și majoritatea nu și-a mai primit bani. Nu a mai primit niciun ban până la urmă, a ieșit mai bine pentru tine. Crezi că la momentul respectiv au vrut cumva să scape și de tine și poate că de asta atât de repede ți-au dat și actele? Sau nu cred. Efectiv a fost un moment gestionat prost în care s-a negociat altfel cu fiecare jucător și doar asta a fost situația, adică n-a fost ceva premeditat? Nu a fost doar lucrul acesta, pentru că au venit jucători noi atunci în perioada respectivă și nouă ne spune că pentru noi nu au bani ca să ne dea clubul, dar când veneau jucătorii respectivi la echipă noi, le dădea 20.000, 30.000 la semnătură. La semnătură. Păi și atunci, noi care am tras echipa până în momentul de față, pe noi nu ne mulțumești sau nu ne dai ce al nostru, nu ți-am cerut nimic în plus și vine cineva nou care nu știi dacă îți confirmă sau nu și pentru ei clubul are bani să le dea. Bănuiesc că e frustrant pentru voi sau pentru tine ca jucător care a stat acolo să auzi lucrurile astea, pentru că, na, fiind în vestiar, jucătorii vorbesc despre lucrurile astea mai mult sau mai puțin. Da, e normal, pentru că eu am fost un tip corect și eu dacă am spus un lucru, eu l-am făcut și am pretenția și ca cel care colaborez să facă același lucru pentru a putea ca eu să dau totul în treaba respectivă. Pentru că apoi când se întâmplă lucruri de genul, nu mai sunt conectat 100% și nu mai pot să
să dai randamentul maxim. Cu Vlad Munteanu ai mai vorbit de atunci sau s-au întrerupt relațiile atunci abrupt? Nu, nu avem ce să mai vorbim. Ne-am întâlnit odată la... când a jucat Cluj Cupa României, finala cupei, aici la București. Cu FCSB, parcă. Da. Pe Arena Națională. Da. Și m-am dus să iau o apă de la loja... De la oficială, da. Da, și a zis că ce caut eu aici, că n-am voie să stau aici. Și am zis, păi n-ai cum să nu-mi dai tu mie voie să stau aici, pentru că eu am făcut mai multe lucruri ca tine la echipa asta. A, deci a rămas așa o relație destul de contundentă între voi, n-ați rămas în relații prea bune, adică nu s-au îngropat armele, să spunem așa, după ce... M-a dezamăgit ca și om, pentru că era de vârstă apropiată cu noi, ieșise din fotbal de foarte puțin timp. Eram conștienți că nu el lua deciziile la club, era domnul Walter, Dumnezeu să-l ierte. Dar putea să fie sincer cu noi, să ne spună, bă, asta mi-a spus să vă spun, asta vă spun. Nu îmi jura mie în față că și îmi promite tu personal, pentru că apoi... Da, poate n-au depins totuși lucrurile nici de el, dar înțeleg așa ideea ta că ai fi preferat sau te-ai fi așteptat ca un conducător abia plecat din zona asta de fotbalist să tragă cumva într-o perioadă, măcar atunci aproape, când încă făcea trecerea, să fie mai apropiat sau mai sincer măcar cu jucătorii, că de apropiat spuneai că era cumva apropiat față da, de el. Da, să fie sincer, pentru că era nou și pentru el funcția pe care o avea atunci. Că asta i-am și spus, e nouă și funcția pentru tine. Cum vrei, ție, ducându-te să vorbesc cu alte persoane, automat auzând lucrurile astea despre tine, fiind și la început, contează foarte mult. Bun, a urmat apoi, mă rog, despărțirea de Cluj, ai mers la CSU Craiova într-o perioadă în care, mă rog, nu erau lucrurile chiar ca acum la Craiova, se făcea acel proiect, erau puse bazele, cu Sorin Cârțu și Emil Săndoi pe banca tehnică. Cum ai simțit acolo? În primul rând, cum ai simțit să ajungi într-un oraș care avusese despărțirea asta la nivel de club, cu FCU Craiova, cu atmosfera asta împărțită, cu suporteri împărțiți? Cum a fost să iei pulsul de acolo, să fii în mijlocul evenimentelor la Craiova? Eu, fiind din Turnu Măgurele, eram teleoltean, eram de acolo din zonă. Obișnuit cumva așa? Eram obișnuit. Dar nu erai obișnuit să aveți câte două echipe și să înceapă disputele astea prin oraș. Tu știai o singură echipă a Craiovei și atunci da, era de înțeles. Dar acum, în noul peisaj, cum ai simțit atunci lucrurile când ai ajuns? Da, eu am ajuns în etapa a șaptea. Aveau două puncte în șapte etape, din ce țin minte atunci. Și... cred că erau pe ultima poziție, nu? Cred că da. Și când am semnat pe o perioadă de 2 ani de zile și le-am comunicat că nu vreau să semnez pe 2 ani pe acea sumă de bani. Și mi-au spus, ok, la momentul respectiv, din ce am stat de vorbă atunci, erau foarte... Nici ei nu credeau foarte tare că se salvează de la... De la retrogradare, da. În sezonul acela. Da. Doar că a fost perioada în care, chiar atunci, cred că a venit și Nea Sorin și cu Nea Emil, tot în etapa a șaptea. Da. Și a mai venit câțiva jucători, venise Brandan, nu mai știu dacă era dinainte, Bălgrădean, în aceeași perioadă cu mine. Da, fusese o infuzie acolo de jucători mai importanți, cu CV mai bun așa pentru Liga 1, în încercarea asta de a redresa lucrurile. Da, am avut o perioadă foarte bună, am avut 19 meciuri fără înfrângere de când a venit Nea Sorin și cu Nea Emil. A fost o perioadă bună, într-adevăr, da, din punct de vedere al rezultatelor. S-a simțit cumva trecerea asta, dar cum a fost să lucrezi cu ei acolo? Doi antrenori principali puși să lucrezi acolo, bănuiesc că e interesant. Nu se întâmplă la echipe de club să ai doi antrenori principali, două nume importante. A fost o alegere foarte bună făcută, pentru că erau doi antrenori cu două caractere diferite. Și unul ne certa și unul ne împăca. Nu e greu să ne dăm seama cine te certa. Probabil că Sorin Cârțu era antrenorul mai vulcanic, Emil Săndoi antrenorul ceva mai calm. Da, uite, vezi, poate să funcționeze asta în fotbalul românesc. Da. Chiar a funcționat, dar Nea Sorin este ca și Dan Petrescu, am spus. Are șmecheria asta de
de viață, de antrenori, de și de stradă, care știa te certa acum, e de un timp mai vulcanic, te certa acum, dar știa și te jura ce îți făcea acolo după meci, jucătorul pe care știa că l-a luat în meciul respectiv, venea după el pe la saună, pe la recuperare, încerca să facă glume cu el, cu toți, stătea acolo până îl scotea din stare. Avea lucrul ăsta ca să nu... Avea tehnica asta ca să nu se rupă total relațiile, să fie doar un episod. Țin minte o întâmplare care pe mine m-a marcat ca și jucător și nu m-am mai întâlnit până atunci cu situația asta. Am jucat acasă cu Botoșani. Da. Și am câștigat până la urmă cu 2-1. Am făcut penalti. Am vrut să fac foarfec în careu și am dat lui Îngadeu, era, i-am dat un picior și 11 metri. Așa. Și s-a terminat meciul, nu mi-a spus nimic. Nu mi-a spus nimic. Am luat cartonaș roșu atunci. Sau da, cred că roșu, da. Am câștigat până la urmă cu 2-1 și acum prin presă, prin Craiova, cu cine jucăm, galben am luat. Cu cine jucăm următorul meci, că Târnăcop nu a jucat ok, cu cine jucăm mijloca stânga, ce. Eu mă așteptam să nu fiu nici în lot următoarea etapă. Adică te simțeai cumva că nu scapi pe da. Că n-o să fie... Doar că am avut noroc că m-a scos Brandan, că a dat el golul de 2-1 și am câștigat. Mă așteptam nici să nu fiu în lot. Și următoarea etapă am jucat la Iași. Nu mi-a spus nimic toată săptămâna, nu m-a băgat în seamă, nu nimic. Ajungem în vestiar la Iași, m-a zis, credeam că... O să zic că nici în lot sau sunt rezervă, sau nu mă gândeam că joc o secundă. Chiar jucasem prost. Pune pe tablă echipa titular. Și am intrat în meci, am dat pasa de gol de lui Nuno Rocea 1-0 și gol 3-0. Am dat gol. După meci, a trecut pe lângă mine și mi-a zis, mă bucur că ai înțeles mesajul meu. Bun. Deci avea șansa să, după ce jucasem prost, să cadă în groapă. Dar totuși a avut inspirația să te joace în continuare, să nu... Îți dă încrederea asta. Adică nu de la un meci prost, că am mai văzut situații și am mai întâlnit antrenori care făceau lucrul ăsta, pentru că făcând lucrul ăsta te demoralizează și mai mult. Dar dându-ți încrederea asta, te face ca și cum să joci pentru el și ai o motivație în plus. Și nici tu n-ai mai făcut foarfec în careu. N-am. Asta ca să și glumim puțin. Nu, dar ultima foarfec în careu aia a fost. Da, a fost o situație care m-a uimit oarecum și m-a bucurat. Avea ochi. Probabil că ți-a schimbat și relația cu el, pentru că de atunci mă gândesc că altfel joci pentru un antrenor care îți întinde o mână de ajutor când tu ai făcut o prostie pe teren și nu te pune la colț. Da, avea lucrurile astea. El era... avea reacțiile respective de agitație doar când începea meciul. În rest, într-un trans așa. Da, în rest, orice lucru mai făceam puțin greșit, știa cum să rezolve situațiile. Eram în cantonament înainte de meci și n-aveam voie cu Coca-Cola. Și acum Bălgrădean era la recepție cu să-și ia două sticle de cola. Am înțeles. Și nu l-a văzut pe Nea Sorin. Și a trecut Nea Sorin pe lângă el și a luat o sticlă de cola și a mers mai departe și a zis să ai poftă. Adică îți dă, nu te ceartă, nu îți face, avea șmecheria asta lui care să... A mai băut Bălgrădean sticla cealaltă sau a simțit așa, a lăsat acolo? A băut-o, Pufi. Îi plăcea, poate că uite și de aici vezi porecla de Pufi, zona asta mai pufos. Da, nu, știa Nea Sorin să ne și să ne motiveze și să... Știa și când să te certe și când să te pupe. Avea lucrul acesta. Azi-mi, apropo, că de aici pornisem discuția, cum ai simțit tu în oraș scindarea asta a echipelor, a suporterilor? Cum ai văzut pe oameni împărțiți? Acum, după anii ăștia, avem din nou două echipe în prima ligă, de data asta în Craiova, FCU și CSU. Cum era atunci și, nu știu, cum se pare că e acum?
văzut așa de la distanță? Păi atunci, din ce auzisem, foarte mulți veniseră de la echipa cealaltă, venise la noi fiind atunci singura echipă din Liga 1. A cam atras lumea la stadion din punctul ăsta de vedere. Acum aveau o altă variantă. Da. Acum, din ce am auzit, din ce mai țin legătura pe la Craiova, au vrut să se mai întoarcă de la CSU la FCU și la FCU, doar că n-au mai fost primiți pe acolo. Pentru tine, echipa care ar fi, rămâi cu CSU că ai jucat acolo sau vezi altfel lucrurile acum când te uiți, nu știu, neimplicat în vreo echipă sau în vreun club? Cum vezi zona asta de continuatoare? Pentru că la noi oricum toate echipele au o problemă cu continuitatea, nu știi care-i care și care-i care. Eu cred că pentru Oraș este un lucru benefic, fiind că cele două echipe, da. Este un lucru benefic pentru că e o altă motivație și pentru ei și pentru Oraș. Au mai făcut un derby local, pentru că nici nu mai e cu extensiv să te mai bați pe acolo, ai mai făcut un derby FCU. Da. Dar bănuiesc că e și dureros pe o parte, dacă ești un suporter obișnuit cu o singură echipă, bănuiesc că e dureros să vezi două echipe, să... Pentru cei ce s-au născut acolo și au trăit cu o singură echipă și... Asta spun, bănuiesc cu siguranță, cu siguranță, da, cu siguranță. Le da. Vezi într-o situație din asta de a se uni sau crezi că vor rămâne așa despărțite de acum încolo și cam asta va fi realitatea din Craiova cu două echipe? Eu cred că este greu ca cele două să se unească, dar nu este imposibil. Se poate întâmpla orice. Bun, când ai ajuns la CSU Craiova, am văzut o poză din momentul prezentării. Cred că erai acolo și cu Ana Maria Prodan. A fost impresarul tău în o lungă perioadă sau doar pentru transferul ăsta? Atunci am început colaborarea cu... Atunci ai început. Cu dânsa, cum a fost colaborarea aia? A avut o perioadă de glorie Ana Maria Prodan, cu mulți jucători prin Liga 1, jucători pe care îi plimba așa de la o echipă la alta și cu influențe destul de importante. Acum a ieșit un pic așa din circuit, dar cum a fost pentru tine? Nu știu, cum ai fost-o ca impresar pentru tine? Este un om foarte corect și de cuvânt. Pentru mine a fost foarte, foarte ok. În primul rând ca și om, pentru că asta contează cel mai mult, în primul rând să fiu om. Și doamna Ana Maria este, cum bănuiesc că o cunoaște toată lumea, spune lucrurile pe față, niciodată nu vine să te mintă sau să spună ceva și să fie altceva. Ce are de spus îți spune direct. Transferul la Craiova a fost opera ei, să spunem așa, ea ți-a găsit sau cumva Craiova știa de tine și era impresarul tău și mă rog, ți-a negociat termenii acolo? Dânsa mi-a vorbit. Ca acolo, să ajung pentru, acolo, da. Pentru tine. Da. Nu aveam dinainte. Când am plecat de la U Cluj, nu știam unde merg. Adică nu am făcut pasul ăsta să plec de la U Cluj intenționat, că aveam altă echipă și să merg atunci. Nu, doar că te-a supărat situația respectivă, da, și ai preferat să rămâi liber de contract. Da. Am înțeles. Să spui că ai avut o relație bună. Ce s-a întâmplat mai departe? Ok, a venit despărțirea de Craiova, a fost și acea accidentare. Înainte am plecat de la Craiova. Și de la Craiova tot eu am vrut ca să plec. Am văzut în perioada respectivă că s-a scris că m-au dat afară. Am văzut și știrea de la vremea respectivă cu au renunțat la arme, Briceag și Târnăcop au plecat, mă rog, de la Craiova, nu, dar zile Briceag, tu. Nu, Briceag mi se pare că îl împrumutase. Că plecase din momentul respectiv de la echipă, nu da. Mai erați la echipă. Da. Acum, da, probabil că era împrumutat. Da, și acolo am întâmpinat o situație, v-am spus, am mers pe încredere când am semnat pe ăia 2 ani și le-am spus nu semnez pe 2 ani pe aceeași sumă. Și am spus dacă tu joci și noi ne salvăm de la retrogradare, îți promite că contractul tău se va mări. Și am jucat toate meciurile, toate posturile, în afară de portar și fundaș central, le-am jucat pe toate. Și contractul bănuiesc că nu s-a mărit, nu? Și contractul când s-a terminat anul, după ce am terminat anul respectiv, că am aflat, noi trăgeam pentru a juca în Europa, doar că am aflat cu câteva etape înainte că nu avem dreptul de a participa, da. Da, și apoi ne-am relaxat noi puțin. Mi se pare că pe locul 5 am terminat în anul respectiv. Și tot vorbeam cu ei și spunea,
Să așteptăm puțin. M-am dus la petrecerea de sfârșit de an la domnul Rotaru și mi-a spus că sunt un jucător important pentru ei și că nu vor ca să plec și că se va rezolva problema. Și problema nu s-a mai rezolvat. Și de ce nu s-a mai rezolvat problema? Adică ai primit și un răspuns, nu s-a mai rezolvat pentru că ne-am răzgândit, nu mai ești important sau n-avem bani sau ai primit și o explicație sau a rămas așa doar o problemă nerezolvată și atât? Nu, ceea ce mi-a dat mie de gândit a fost, adică ce m-a deranjat într-un fel puțin, că nu, atunci când am avut discuția nu mi s-a spus în față lucrurile respective. Dar dacă vii și îmi spui, nu vreau ca să pleci, era sfârșit de an și de asta, dacă nu vreți să mai continuăm sau nu credeți că nu sunt ok pentru dumneavoastră, vreau să-mi dați drumul să pot să plec în altă parte. Mai aveam un an contract. Nu că ești un jucător important pentru noi, la de-aia l-am și împrumutat pe Briceag la voluntari atunci. Și vrem să rămâi. Apoi s-a întâmplat o situație înainte de meciul de cupă cu Viitorul. Așa. Când ne-a bătut Viitorul la 11 metri. În prelungiri. Înaintea meciului, în săptămâna respectivă, la Craiova vreau să menționez că până la situația aceasta cu banii n-au fost niciun fel de problemă. Pe 15 era data când trebuia să intre salariul, pe 15 intrau bani. Și pare că lucrurile au rămas așa. Da, deci am văzut și acum. Da. Sunt foarte, au fost foarte... Se păstrează. Da, seriozitatea asta din punct de vedere al salariului. Da. Și s-a întâmplat o situație înaintea meciului în săptămâna respectivă, la toată lumea a intrat salariul, la mine n-a intrat salariul. Eram în autocar, mergeam spre Constanța. Au bingănit toate aplicațiile și tu ai zis, poate nu mai am baterie, poate eu n-am internet la tine nimic, nu? Nu, mă uitam la toată lumea, ți-a intrat salariul, mie nu-mi intrase salariul. Că a fost o greșeală, că a fost nu știu ce. Și am avut discuție cu Felix Grigore, era președinte atunci. Și nu s-a rezolvat nimic și atunci am zis că vreau să plec. M-am dus în vestiar, după meciul de la Constanța, am jucat un meciu. M-am dus în vestiar a doua zi, Nea Sorin plecase de la echipă, rămăsese de când Nea Emil. Și am pus geanta în vestiar și am zis, eu de azi nu mai vin. S-a uitat la mine și Nea Emil, cum, ce s-a întâmplat, cum, ce, da, de astăzi nu mai vin. Și am lăsat geanta și am plecat. Și apoi n-am mai avut ce să facă și a semnat reziliere. Bun. Nu vine să cred, pentru că bănuiesc că sunt rare cazurile astea cu fotbaliști care să aibă și curaj să facă lucrurile astea. Și un pic, nu știu, hai să spunem așa, ca să vorbim aici cu tine, și teatral cumva că ai făcut așa în vestiar, că puteai să nu spui, nu știu, nu mai veneai, dar ai vrut cumva să transmiți și un mesaj că nu merge așa cu tine. Și de asta spun că e interesant. Au încercat apoi să mă convingă. Doar că nu te-ai mai întors. A fost perioada de la început cu sportul care m-a marcat foarte tare pe partea asta. Și ai rămas sensibil pe zona de bani, de neplinire? Nu am rămas sensibil. Sau ai vrut să fie lucrurile mereu clare și în regulă? Atâta timp cât eu am făcut, exact cum ți-am spus și acolo, dacă eram un jucător care nu juca, trebuia să tac într-un fel, nu puteam să vorbesc. Dar de ce n-au intrat banii atunci? De ce nu a bingănit aplicația? Pentru asta ai primit o explicație cu greșeala de la contabilitate? Sau? Nu, cred că a vrut să fie un mesaj, pentru că tot sunam ca să mi se rezolve problema și cred că a vrut să-mi arate cine e șeful cumva în zona asta. Da. Bun, și ce a urmat atunci după dispărțirea de Craiova? Cum au stat lucrurile și de ce n-a mai continuat cariera ta de acolo, din punctul ăla? Am avut oferte atunci și din Liga 1 și aveam o ofertă de afară. Așa. Așteptam să trebuia să merg în țara respectivă.
Doar că cu două zile înainte să ajung acolo mi-am rupt tendonul lui Ahile. Cum? Într-un antrenament sau da, eram stupit, aveam două sau trei săptămâni de când eram în vacanță, de când plecasem de la Craiova. Și am fost la Brașov la ziua unui prieten. Și am vorbit la telefon, l-am sunat pe Mihai Teja, că era tot antrenor la U Cluj, am rămas în relații foarte bune cu dânsul și am spus, vin să mă antrenez și eu la tine o săptămână, că apoi o să plec. Urmea să plec. Da. Am ajuns duminică seară la Cluj, luni dimineață m-am antrenat cu U Cluj și la încălzire am făcut o săritură și trebuia să facem lansat câțiva metri. Și atunci când am făcut săritura și am aterizat să plec lansat, am simțit că mi-a dat cineva cu o piatră în călcâi. În călcâi. Da. Am pus mâna și era moale. Și atunci mi-am dat seama că este ceva grav. Da. Bun. Puternic, dacă da. Putem să spunem. N-am avut accidentări de la 8 ani de când joc fotbal. Eu mai mult de 4-5 zile nu am stat accidentat. N-am avut niciun fel de problemă. E o accidentare problematică, te ține și mult departe de gazon și recuperarea e cumva așa mai anevoioasă. După ce, mă rog, te-ai recuperat și vindecat din punct de vedere medical, nu știu ce s-a întâmplat, n-ai mai fost la fel sau n-ai mai avut o motivație? Nu, de atunci am stat și am pus puțin în balanță, făceam 28 de ani, recuperarea dura din ce mi s-a spus atunci, un an și ceva. Și am stat și am pus în balanță că aveam niște bani strânși și m-am gândit. Dacă mai pot să revin, nici n-am fost un jucător foarte, foarte, la un nivel foarte înalt. Adică, practic, trebuia să o iau puțin de la început. Cam de la zero, da. Da. Și riscam foarte mult, nu știam dacă pot să mai ajung măcar la nivelul care am fost. Au fost cazuri, m-am uitat și la cazul lui Florin Costea, cu ce s-a întâmplat după accidentare. El fiind și la un nivel mai înalt ca mine în momentul respectiv, în momentul accidentării. Da, și n-am mai reușit să revină la... Mi-a fost greu să iau decizia asta, dar am considerat că e mai ok pentru că... Dar și ce ai făcut? La 28 de ani, făcând fotbal de la 8 ani, deci 20 de ani de fotbal, de cantonamente, fără vacanțe și mers în zona asta de fotbalist profesionist, la 28 de ani ai hotărât să te oprești și cu accidentarea asta cumva care te-a ras un pic în spate, dar și cu ceea ce se mai întâmpla prin fotbalul românesc, poate, sau ce ai mai trăit tu. Ce ai făcut de atunci? M-am trezit atunci, țin minte, m-am operat în Ungaria, la o clinică privată, erau niște medici care operau sportivi în America. Și m-am trezit într-un pat operat și mă gândeam acum ce fac. A fost o perioadă foarte grea, era să intru în depresie. Nu știam practic. Nu știai pe ce drum să apuci. Și acum ce fac? Și de unde a venit răspunsul la acum ce fac? Sau cum a venit răspunsul? Stăteam de vorbă cu prieteni, vă dați seama, mă sunau și mi-a oferit ajutorul un prieten, el având în Anglia o firmă pentru taxiuri. Așa. Și mi-a spus, dacă vrei, uite, vin, cumpără mașini, le bagi la mine pe firmă și le închiriezi la genul Uber, cum era, până îți faci actele, până îți faci tu firma ta. Și așa am făcut. Am plecat cu piciorul în gips, m-am urcat în avion și am plecat. Și cât ai investit acolo? Ca să ne facem și o idee cât ai plecat la drum. Păi am cumpărat atunci 4 mașini acolo. Apoi mi-am făcut actele, mi-am făcut și... Îmi deschisesem și o cafenea. Doar că erau lucruri noi pentru mine. Erau lucruri în care nu mă regăseam, erau lucruri... Stăteai ca pe ghimp un pic, adică ok, deveniseai antreprenor, afacerist, dar nu prea era, nu era de acolo cumva. Am stat și am analizat, v-am spus, am stat și am analizat și m-am gândit, bă, decât să... Dacă stau să mă recuperez un an și ceva, la stilul de viață pe care îl duceam, eu cheltuiam și banii care îi aveam atunci. Și nu știam dacă pot să mai continui cu fotbalul sau nu. Și nu știam nici dacă am zis, bani pe am stat și m-am gândit, mai bine mă duc să investesc banii ăștia,
să pot măcar să trăiesc din ce câștig. Adică să cheltui ce câștig și să-mi rămână ăștia investiți, să-mi rămână deoparte. Și a funcționat? A mers afacerea sau a fost, n-a fost de bine atunci? Da, a fost ok. A funcționat. Da. Și ai mai făcut sau nu știu, ai renunțat, încă mai faci asta? Cum merg lucrurile? Și acum mașinile încă le mai fac, cafeneaua nu mai funcționează, am lăsat-o contabilei, mi-a dat banii investiți și a rămas aici. Bun, și tu ești mai mult acolo? În ce oraș ești tu sau în ce... La Londra. La Londra. Deci ești cu Chelsea acolo, sunt probleme multe, sau poate că ești cu Arsenal și te simți ceva mai bine acum, sau nu știu, cu Tottenham, sunt multe echipe și pe acolo, prin Londra. Acolo ești stabilit, acolo... Nu. Prea mult, nu, sau nu. Doar ai afacerea acolo și cam atât, te ocupi de la distanță de afaceri, ca orice patron care se... Nu, care mă se duc, respect. Mai stau, dar nu, este o țară care... Sunt 4 anotimpuri într-o zi și îți dă... Nu e, nu e ce, de... ce da, trebuie. Da. Bun. Așa, dacă ai, pentru că am ajuns și la final de emisiune, dacă ar fi să tragi, nu știu, o linie, crezi că e bine că ai renunțat la fotbal la 28 de ani? Sau, văzând cum a mai evoluat și fotbalul nostru sau cum a mai involuat, crezi că dacă trăgeai de tine atunci să te recuperezi, lucrurile ar fi mers mai bine? Sau te fericiți cu decizia asta și ești împăcat? Nu am cum să mă felicit cu decizia asta. Este regretul vieții mele că nu am mai putut să continui. Că nu ai mai putut din cauza accidentării sau că, nu știu, n-ai mai tras tu atunci de tine să încerci să revii? Adică care e regretul mai mare? Din cauza accidentării și, dacă stau să mă gândesc acum, și din cauza că nu am încercat să revii. Bănuiesc că așa când te uiți acum la nivelul de acum din fotbalul românesc, mult mai scăzut față din perioada în care tu evoluai. Și de aici regretul, cred că poate că vezi anumiți jucători și te uiți și la ce salarii primesc, probabil că îți vine așa, n-ai cum să nu simți automat, bă, puteam să fiu și eu poate cel puțin la fel ca băiatul ăsta. Da, bineînțeles că te gândești la lucrurile astea, doar că atunci când jucam fotbal, credeți-mă că nu puneam accent foarte mult pe sume. Pentru că și la Craiova, dacă mărea contractul cu 100 de euro, era vorba doar de cuvânt, atât. Nu, adică n-am cerut mărești sau un dublez salariul sau nu. Era vorba de... Da, de nici sume. Nu vorbisem, dacă tu joci și ne salvăm, îți crește contractul cu atât, păi și mi-ai pus 500 și tu ai zis că îmi pui 2000. Nu, și 100 de euro dacă îmi punea, era vorba doar că mă simțeam apreciat pentru ceea ce făcusem și eu pentru club. Mulțumesc mult, Ionuț, pentru prezență. A fost o plăcere să ne reamintim de lucruri și bune și mai puțin bune, că așa se mai întâmplă prin fotbalul românesc. Avem și probleme de astea. Mulțumesc mult. Baftă în continuare cu zona de afaceri, pentru că ai spus că nu prea mai cochitezi așa cu zona de fotbal, doar ești un simplu spectator. Baftă acolo să meargă bine afacerile și mulțumesc mult pentru prezența aici. Cu plăcere. Cam atât, prieteni. Aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Nu uitați de site-ul nostru dgsp.ro pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din sport. Luni dimineață aici o nouă ediție de GSP Live la 91 minute. Zi bună în continuare!